Cel mai recent caz care a readus în discuție acest subiect a fost cel al agresorului din Iași, un bărbat condamnat pentru viol și eliberat pentru bună purtare. După ce a ieșit din închisoare, bărbatul de 35 de ani a înjunghiat pe stradă 16 femei și a înspăimântat o țară întreagă. Cei mai mulți români cred că nivelul infracționalității este în continuă creștere. Potrivit statisticilor, jumătate din compatrioți nu se simt în siguranță pe stradă. Vă simțiți în siguranță pe stradă? Nu prea. De ce spuneți asta? Da, pentru că sunt foarte mulți bandiți, foarte mulți hoți, intră și în bloc. Ne ferim, stăm cu ușile ferecate, nu dăm drumul la nimeni. Voi este și frică să ieși noaptea pe stradă sau seara? Da, noaptea nici nu ieșim. Nu ies noaptea pe stradă. Nu prea, când înserează, gata. De ce spuneți asta? Sunt fel de fel de oameni răi, nu toată lumea e bună. Mulți golani pe străzile orașului, bandiți? Eu nu pot să le spun așa că sunt, dar sunt care fac rău. Care nu muncesc, fac rău. S-a luat din mine și de altă persoană. Mai mult, aceeași pondere consideră că cei care ar trebui să îi apere, poliția, justiția și procuratura, acționează de fapt în complicitate cu infractorii. Procentul crește în cazul ieșirilor pe stradă noaptea, astfel încât 60% dintre cei interogați au temeri. Femeile mai în vârstă din mediul urban sunt cele mai multe din această categorie. Românii se tem și că li se vor fura bunurile pe stradă. În clasament urmează agresiunea în spații publice, spargerea locuinței, furtul mașinii, iar 24% cred că este posibil să le fie amenințată chiar viața.